acces. Cu cetățenia nu te joci. Când ți-a acordat un stat respectul, nu din interese politice ridici cetățenia unui om. El, pentru mine, ca președinte, este un om care s-a depreciat, a coborât la lucruri mici. Adică un om mare, ceea ce este un șef de stat, un om mare, ales, cu putere. Nu te bați cu mijloace inegale, că eu n-am putut să-i ridic vreo cetățenie, nu mai eram președinte. Dacă eram președinte în funcție, probabil răspunsul meu la atitudinea lui ar fi fost să nu mai intre niciodată pe teritoriul României. Pentru că ar fi trebuit, dar trebuia să am și eu arme de răspuns. Așa s-a băgat în birou, a chemat secretarul și chircit, a zis să-i luăm cetățenia, ne supărăm pe Băsescu. Și după ce a semnat, făcea așa, și ce viteaz sunt. Deci astea sunt micisme pe care un om politic nu le face. Un om politic. Altceva decât oamenii politici le pot face.